Mă, Ioane. Ui, eu. Mă, atunci, piticul ăla, care era frate cu Jamie Lannister, își trimite armata... Mă, și... bă, Ioane, aia de arde colo, cu flăcări și fum, nu-i stâna lui vecinul nostru ungur? Bă, da. Și Lannister, care merea pe jos, știi că n-avea cum să mânie căruța cu o, cu o mână, el când merea așa... Mă, mă, nu crezi că ar fi bine să-l anunțăm și pe el că e arde stâna? Bă, da. Și armata lui Lannister s-a întâlnit cu armata lui Lady Stark. Mă, și-a început o... Bă, ar trebui să-l anunțăm repede, să mai salveze ceva din ea. Stai, mă, să zic, mă! Că până termin eu episodul ăsta de povesti să... Gata și stâna ăstuia. Băi, deci... Și văduva lui Stark îi zice... Băi, Ioane, e vecinul nostru, ungur, fratele nostru, prietenul nostru, trebuie să-l anunțăm, mă. N-ai cum să nu-l anunți că e stâna foc. Dă-i telefon. Așa fac prietenii între ei, mă, să sună. Cum îl cheamă? Stai, l-am trecut unguru în telefon, dar am vreo 20.000 de unguru. Eu de unde știu? Ăsta dacă e cu, uite, am unguru Arpad cu A, unguru Bechei cu B, Cepei cu C, ăsta dacă e cu U sau V, se termină stâna până îl sun, mă. Da, tu de ce ai trecut 20.000 de unguri în telefon? Bă, să nu le trimit din greșeală vreun la mulți ani sau vreun Paște fericit, înțelegi? Cum, uite, a, l-am găsit, mă, uite, ăsta e. Micloș, că trebuie să-l anunț, nu? Că ia stâna foc și noi așa facem, prietenii între ei să anunțe, nu stau solălăie până și când ar repede, repede. Ca să mai salveze ceva, imediat îl sun, stai așa. Micloș. Alo, vecine, domnul Micloș Z, sau Z, cum să scrie, domne? Micloș Z, Z, bine, așa, și mai cum? Arpad, domnul Arpi, uitați de ce vă sun. Că e o problemă foarte urgentă. Și e o veste cam proastă ce trebuie să vă dau. Și bă, cum pot să-i dau o veste proastă așa direct? Că poate omul suferă cu inima, face infart. Cum să-i zic așa? Mă, mai... repede, că ia... Zii tu, că mie... Domnul Arpi, domnul, veste nasoală e că armata lui Lannister a luat bătaie de la armata lui Stark. Nicu m-arde, mă.